Rectificările bugetare din 2013, dar și sumele de bani primite de la începutul anului au făcut ca listele prin care sute de gorjene așteptau ajutorul statului pentru o suferință mai mică să dispară. Numai în luna aprilie, peste 190.000 de lei au ajuns în gorje pentru decontarea dispozitivelor medicale. Pentru anul 2014, până în acest moment, am avut un buget de 573.000, iar în luna aprilie am mai primit un buget de 191.000 de lei. Bugetul total al anului trecut este de 2.289.000 de lei. Bucuria nu este la fel de mare pentru gorjenii care așteaptă după proteze auditive. Aici, listele de așteptare sunt încă folosite pentru pacienții care au depus cereri din 2013. În materie de liste de așteptare stăm destul de bine la majoritatea tipurilor de dispozitive medicale, mai puțin la protezele auditive, unde într-adevăr avem întârzieri, practic plătim practic eliberând deciziile pentru anul 2013. Sunt printre cele mai căutate și sunt și destul de scumpe. Conducerea aceea se gorjă dă asigurări că până la finele acestui an vor fi onorate toate solicitările făcute.